Bună dimineața! Sunt Daniela și astăzi am să vă vorbesc despre argumentarea unui text non-literar. Argumentarea sau textul argumentativ este o scurtă compunere de circa 200-250 de cuvinte, aproximativ 20 de rânduri. Așa, cam o pagină, cel mult o pagină și jumătate, în care trebuie susținut prin două argumente un punct de vedere propriu cu privire la o temă dată, cu scopul de a convinge receptorul. Formularea cerinței include o relație între două aspecte indicate, iar textul suport oferă una dintre dovezile sau exemplele cerute. Atenție! Eseul argumentativ nu este comentariul textului non-literar dat la subiectul 1 și nici o colecție de exemple din acest text sau din viața proprie în absența argumentelor. Textul argumentativ are cel puțin 4-5 paragrafe, fiind structurat astfel. Formularea ipotezei, clarificarea conceptelor propuse sau prezentarea generală a temei puse în discuție, adică aserțiunea. Precizarea propriei opinii față de tema propusă, utilizând un verb de opinie și anticiparea aspectelor ce urmează a fi demonstrate. Argumentarea propriu-zisă. Primul argument, enunțarea, afirmația, care cuprinde o primă idee generală adecvată opiniei, dezvoltarea ideii enunțate, explicarea, dovedirea argumentului, exemplificarea pe baza textului dat. Al doilea argument, enunțarea, afirmația care cuprinde altă idee generală, adecvată opiniei, dezvoltarea ideii enunțate, explicarea, dovedirea argumentului, explicarea pe baza experienței personale sau culturale. Elaborarea eseului propriu-zis necesită o primă etapă de documentare despre tema dată. Apoi etapa de proiectare a conținutului sub formă de schemă. Se caută argumente și exemple posibile și redactarea pe ciornă, iar ulterior corectarea și îmbunătățirea primei forme a eseului, urmărind coerența ideilor prezentate în ipoteză, argumente și concluzie. Se folosesc conectori logici în punctarea alineatelor, a paragrafelor, iar pentru marcarea elementelor constitutive ale argumentului, diverse mijloace lingvistice pentru exprimarea unei aprecieri care de regulă se despart prin virgulă de enunțul textului. Verbe de opinie sunt a crede, a considera, a presupune. Adverbe sau locuțiuni adverbiale de mod folosiți ca indice ai subiectivității evaluative sunt probabil, posibil, desigur, fără îndoială, cu siguranță.
Conjuncții sau locuțiuni conjuncționale care exprimă raporturi de tip cauzal, consecutiv, final și concluziv, pentru că, întrucât, încât, ca să, deci, prin urmare. Conectori. Adverbe, locuțiuni adverbiale, conjuncții sau locuțiuni conjuncționale și structuri verbale care ajută la exprimarea legăturilor logice dintre idei a tipului de raționament, precum succesiunea, enumerarea în primul rând, în al doilea rând, în continuare, în sfârșit. Adunarea, în plus, de asemenea. Alternativa. Pe de o parte, pe de altă parte, sau, sau, ori fie, fie. Contrastul. Dar, însă, ci, în contrast cu, dimpotrivă, spre deosebire de. Opoziția sau restricția. Din contră, totuși, deși. Ierarhizarea. Înainte de toate, mai presus de toate, mai important decât. Comparația. Cum, ca și cum, de parcă, la fel ca, tot așa ca, în comparație cu, în mod asemănător. Concesia. Deși, totuși, cu toate acestea, chiar dacă. Explicarea cauzelor. Fiindcă, datorită, pentru că. Explicarea consecințelor. În consecință, prin urmare. Concluzia, sinteza. Deci, așadar, rezumând, în final, prin urmare, în concluzie, în consecință. Modalizator sau elemente modale, verbe, adverbe, expresii, etc., care indică atitudinea autorului, un grad anume de certitudine, probabilitate sau dubiu în legătură cu aspectul discutat. Certitudinea se exprimă prin cu siguranță, desigur, evident, firește, nu este nicio îndoială că, iar incertitudinea, probabilitatea, probabil, e posibil, poate, s-ar putea ca. Dragi elevi, sper că v-a fost de ajutor această explicație. Vă rog înainte de a închide, lăsați un like dacă v-a plăcut și nu uitați să apăsați clopoțelul de abonat. Succes la examen și ne vedem cu bine la un alt curs!